În țara noastră există multe locuri de vis cu peisaje superbe pe care merită să le vezi. Știi unde răsare pentru prima dată soarele în România? Turiștii care merg acolo văd cel mai frumos răsărite dimineața în vacanță. Conform Spine News. Ai unde răsare prima dată soarele în țara noastră, ce se poate compara cu un răsărit de soare la malul mării, locul din România unde răsare prima dată soarele este Sulina. Dacă mergi acolo în vacanță, vei fi primul care se bucură de razile soarelui. Sulina se află în cel mai estic punct al țării, iar din acest motiv soarele răsare prima dată acolo. Dacă nu ai mai fost acolo până acum, trebuie să știi că drumul este format din două etape pe apă și pe uscat. În prezent acolo au mai rămas numai 3.000 de oameni, însă în trecut în jur de 20.000 de persoane locuiau acolo. Sulina e un obiect de interes pentru oricare dintre noi, pentru că marchează începutul Uniunii Europene. Este orașul în care s-a construit Comisiunea Europeană a Dunării, momentul în care, pentru prima oară în Europa, marile puteri au hotărât să facă ceva împreună important pentru întregul continent. Aici, în Sulina, s-a garantat circulația sigură și transportul de mărfuri. Aici, în Sulina, s-a adus pentru România în premieră telegraful. Aici, în Sulina, mari țări precum cum Turcia, Italia, Franța, Anglia au conlucrat pentru a dezvolta ceva ca bun comun european, lucru pe care îl vedem împreună în această expediție, a mărturisit Silvia Teodorescu. Toți românii știu că în delta Dunării există multe peisaje de vis care merită să fie văzute de turiști. Dacă vrei să fii primul care se bucură dimineața de răsăritul soarelui, trebuie să mergi la Solina. Plajele au fost foarte aglomerate anul acesta, mai ales pentru că oamenii au vrut să meargă în vacanță după pandemie. Cu toate astea, la Sulina nu a fost aglomerație. Cei ce au mers acolo au avut parte de un concediu liniștit și s-au distrat cu bani puțini. Pe plaja de acolo găsești cel mai fin nisip și este perfectă pentru vacanțe în familie, mai ales dacă sunt și copii, relatează spainews.ro.